copii, bună seara și din nou vă invit să călătoriți în lumea minunată a basmului, iepurașul de Paști. În seara Paștelui, iepurașul se pregătea să plece spre oraș, unde copiii îl așteptau cu nerăbdare. Bunicului îl lăsa pe el să ducă anul acesta cadourile și de emoție micuțul mergea împletecindu-se și călca din când în când peste urechile sale cele lungi. Bunicul, bătrân și slăbit cu mustățile plioștite din cauza răcelii, îi spuse: auzi, acum ești gata pentru călătorie și nu uita, când ajungi în oraș, ai grijă să nu te vadă nimeni și traversează strada numai la culoarea verde a semaforului. El îi spuse bunicului că așa va face și își luă tălpășița. Traversă în fugă satul iepuresc, îi salută în grabă pe iepurașul care locuia într-o pălărie de scamator și pe iepurașul gonit din cuibul său de către dulău câine rău și ieși în plin câmp. Alergă ce alergă, când deodată auzi chiar lângă el niște pocnete puternice. Micuțul rămase încremenit și uli urechile și privi în toate părțile. Printre firele de iarbă, la 5 pași de el, se ridica silueta impunătoare a unui bărbat îmbrăcat în verde, cu o burtă mare, peste care se petrecea o centură cu cartușe. Ținea în mână o pușcă și tocmai se pregătea să apese din nou pe trăgaci. Îl văzuse iepurașul și așteptă bubuitura, apoi, făcându-și curaj, țâșnica din pușcă spre copacul scorburos din apropiere. Sări și simți că nu se mai oprea din cădere. Când atinse fundul tunelului, deschise ochii și văzu 2 ochi mici ascunși în spatele unor lentile groase. Curcișor, tu ești fiule? Întrebă cu voce groasă cârtița. Nu, sunt iepurașul de Paști. M-am rătăcit și nu să mai ajung la timp cu darurile. Mă așteaptă copiii. Vai de mine, ce ne facem? Ce ne facem? Se impacientă cârtița. Am să te ajut eu, urmează-mă, îi mai spuse și se apucă să sape un tunel. Când ieșiră din nou la suprafață, iepurașul văzu că se înnoptase și auzi în depărtare zumzetul abia perceptibil al orașului, care lumina mai puternic decât orice stea. Îți mulțumesc din suflet pentru ajutor, îi spuse iepurașul și îi dădu cârtiței în dar o cască de protecție nouă și pentru fiul său o pereche de mănuși cu imprimeu fosforescent care imita scheletele unor lăbuțe de cârtiță. Apoi porni iepurașul mai departe, intră în oraș și ajunse într-o intersecție. Dar ce-i spusese bunicul? Trebuia să traverseze la culoarea verde a semaforului sau la cea roșie? Deodată zări în partea cealaltă a străzii, în vitrina unui magazin, figura unui iepuraș și, bucuros că avea pe cine să întrebe despre cum să traverseze, iepurașul nostru sări drept în stradă. Noapte bună, copii!